Bună ziua tuturor, bine v-am regăsit, dragii mei prieteni, la o nouă etalare. Bine ați venit pe canalul meu Luminița Tarot. Voi face oroscopul săptămânii care urmează pentru Zodia Fecioară, ascendent în Zodia Fecioară. Înainte de toate, vreau să vă reamintesc, fiind o etalare generală, să luați doar mesajele care vi se potrivesc dumneavoastră. Voi face cu oracolul transparent, oracolul iubirii și cu cărțile de ceai pentru a cere un sfat, un mesaj din partea lor. Dacă nu v-ați înscris încă la canal, vă recomand să apăsați clopoțelul, este gratuit și în acest mod veți primi notificări cu ceea ce voi distribui pe parcurs. Voi dori să purific un pic energiile cu campana tibetană, deci vă recomand să dați volumul mai încet dacă vă deranjează, dacă știți că vă deranjează. Haideți să vedem, dragii mei, dragile mele, pentru următoarea săptămână, pentru Zodia Fecioară, ce va fi, ce se va întâmpla în viața dumneavoastră, ce surprize vor veni, ce evenimente vor fi în următoarea săptămână, pentru toți abonații mei, pentru toți cei născuți în Zodia Fecioară. Ce va fi, ce se va întâmpla în viața dumneavoastră, Zodia Fecioară, pe canalul meu Luminița Tarot. Carul îmi spune că doriți să plecați la drum, vă gândiți să vă plecați la drum, veți face foarte multe drumuri în următoarea săptămână. Văd că veți menține un echilibru în viața noastră, vă doriți victorie, veți fi foarte determinați să aveți parte de victorie, văd foarte multă ambiție. Haideți să vedem și Zodia Rac poate are un rol important în viața noastră, familia poate are un rol important în viața noastră, vă veți întâlni cu o persoană născută în Zodia Rac la drum. Sau doriți să plecați la familia noastră de origine, să vă întâlniți cu unii membri, poate veți merge în vizită, în călătorie și doriți să vă întâlniți cu membrii familiei dumneavoastră. Dar carul aici îmi spune că da, turnul aici îmi spune că veți avea obstacole sau o schimbare de casă, o mutare de casă, dar și obstacole, să spunem așa, în drumurile dumneavoastră. Revelații, probleme cu mașina. Vedeți? Arată clar. Discuții. Aveți grijă în drumurile noastre la obstacole. Trei de monede, contracte, afaceri, colaborări. Poate vă doriți un contract în ce privește o nouă mașină, poate o nouă casă, un nou job. Văd că veți colabora cu alte persoane și văd că veți avea parte de stabilitate. Sunteți foarte atenți la detalii și foarte talentați. Nouăle de cupe, o bucurie, o reușită, o satisfacție. Veți fi mulțumiți de acest contract sau de această colaborare. Bucurie, da? Pentru o situație din trecut, pentru o dorință din trecut care v-ați pus-o, văd o îndeplinire pentru dumneavoastră. Cinciul de spade. Cinciul de spade, aici văd că veți renunța la anumite discuții care s-au spus, care au rănit, care au tăiat. Veți face un compromis sau va trebui să faceți un compromis. Da, aici văd manipulări, vă gândiți foarte mult un mental, iluzii, vă gândiți foarte mult la afaceri. O supărare în ce privesc banii, văd că vă ține pe loc. Diavolul aici văd manipulare. Și văd chiar, poate intrați în legătură cu o persoană care vă manipulează sau nu primiți acea sumă de bani de care aveți nevoie sau care vi s-a promis.
Cu diavolul aici, în ce privesc relațiile, vreau să spun că există o relație toxică sau o dependență, o gelozie, o posesivitate sau persoana cealaltă poate are anumite vicii sau obișnuințe nesănătoase și aveți nevoie să vă eliberați din acest blocaj. Haideți să vedem. Nouăle de monede, dar văd că veți sta foarte bine singuri, independenți, vă veți vindeca. Nouăle de monede, văd că veți avea parte de bani, de intrări de bani și vă veți lua un moment de pauză, de relax. Da? Poate veți face o schimbare de lux sau o schimbare de garderobă sau vă veți cumpăra ceva, ceea ce vă doriți dumneavoastră. Dar și foarte multă independență, să spunem așa. Asul de cupe, un nou început. Un nou început care vă va aduce căldură sufletească, care vă va aduce bucurie, care vă va aduce fericire. O nouă relație de iubire sau o relație în care vă aflați va fi un nou început. Se vor clarifica lucrurile. Vă va ajuta mentalul dumneavoastră, în familia dumneavoastră, asul de cupe în familia noastră sau cu femeie din trecut. Asul de cupe, foarte multe emoții și senzualitate, profunzime. Vi se spune să vă ascultați intuiția. Și zodiile de apă, scorpion, pești, poate are un rol important, dar în familia noastră văd că va fi un nou început. Foarte multă profunzime, emoții profunde. Haideți să vedem. Și vă doriți să plecați undeva departe, să treceți o apă, poate în vacanță sau să faceți o călătorie sau la familia de origine. Cavalerul de spade. Văd că veți face un drum la un profesionist sau să rezolvați anumite documente legale sau veți decide să faceți o călătorie, cum am spus, peste hotare. Cu lumea aici văd că se va termina chiar și o relație, o situație karmică. O situație karmică care poate v-a ținut pe loc. Și văd că veți intra în contact cu mai multă lume, poate cu persoane de peste hotare, veți cunoaște persoane noi. Cu lumea aici văd că veți avea parte de succes. Cavalerul de spade, un eveniment care îl veți hotărâți să-l pe nepregătită, nepusă masă, să plecați la drum sau poate va veni o veste de la drum către dumneavoastră și va trebui să faceți un drum pentru a rezolva, pentru a conclude o situație. Și văd că veți avea parte de victorie, de succes, lumea aici poate veți pleca în lume, da? Veți face o călătorie lungă și veți avea parte de succes, așa cum v-ați dorit. Haideți să vedem relațiile de cuplu pentru următoarea săptămână. Este o persoană aici care este nu tocmai sinceră, o femeie care nu e tocmai sinceră. Veți intra în contact cu o femeie care nu este, este isteață, este în competiție cu dumneavoastră. Haideți să vedem. Pentru toți amnații mei, pentru toți cei născuți în zodia Fecioară, văd că veți învăța din trecut. Vi se spune să învățați din trecut. Să învățați din acele competiții prin care ați trecut cu persoana iubită, da? Ca să nu se mai repete. Aici văd că o relație de cuplu va avea un rol important. Văd că vă veți împăca cu persoana iubită dacă ați avut probleme. Văd o uniune devine mai puternică, va evolua această relație, văd că poate vă doriți să vă căsătoriți sau să vă reamintiți promisiunile. Există o iubire eternă, o conexiune de suflet de pereche aici care va fi mai unită ca niciodată și există o căsătorie sau cineva va dori să se căsătorească.
Și inelele de căsătorie au un rol important. Poate veți primi chiar și un inel de căsătorie. Zodia Fecioară. Dar văd că sunt discuții. Discuții, adevăr, revelații aici. Trebuie să fiți solidari și să vă protejați iubirea, să spunem așa. Dar văd că aceste discuții vor aduce la claritate. Și vi se spune să faceți poze sau vă veți uita la pozele din trecut sau să faceți alte noi amintiri. Dar văd că vă gândiți la un trecut și aveți nostalgie. Sau poate veți hotărâ să faceți noi amintiri împreună, amintiri plăcute. Se repetă anumite gânduri în mintea dumneavoastră de anumite situații care s-au întâmplat sau evenimente care s-au întâmplat și sunteți un pic condiționați, sunteți blocați poate în mintea dumneavoastră, vă e frică de anumite situații sau că s-ar întâmpla ceva într-un viitor. Faceți anumite întrebări, vă puneți întrebări. Op, op, op. Dar văd că iubirea vine către dumneavoastră. O schimbare neașteptată. Au vrut să iasă. Deci, vedeți, vine iubirea în viața dumneavoastră. Să aveți speranță că iubirea se reîntoarce. Veți avea o întâlnire surprinzătoare. Și văd că aici ori veți fi invitați, ori vă veți îndrăgosti. Văd că se redeschide pasiunea în viața noastră, iubirea aici. Iubirea revine în viața dumneavoastră, asta e clar. Văd că veți avea parte de o veste șocantă, poate, sau o surpriză, o schimbare neprevăzută în ce privește o relație karmică. Vi se spune să renunțați la resentimente și să vă iubiți mai mult, să renunțați la anumite resentimente prin care ați trecut în această relație și văd că un angajament, un parteneriat va dura pe veșnicie și va fi mai stabil și mai sigur ca niciodată. Aici văd o uniune completă, un angajament pe termen lung, poate veți primi un inel sau veți face un parteneriat în ce privește aspectul financiar sau cu persoana iubită veți hotărâ să colaborați sau să faceți un parteneriat în ce privește afacerile, stabilitatea noastră financiară. Dacă în ce privește relația, văd că aici acest angajament va dura pe eternitate și pentru eternitate și văd că o uniune va fi mai stabilă ca niciodată, pentru că a ieșit chiar pomul care spune că va fi o creștere, o evoluție și că ceva va dura, va fi sigur între voi doi, în relația noastră, va dura pe termen lung și va fi stabilă. Haideți să vedem ce vă transmit cărțile de ceai pentru Zodia Fecioară. Ok, au ieșit multe. Și după aceea sunt liberă să merg să-mi iau copiii de la școală, ultima zi de școală aici. Cineva nu dorește să se schimbe, este foarte încăpățânat, încăpățânată. Văd că veți primi un cadou, da? Veți primi un cadou, veți cunoaște o persoană străină care poate fi importantă și poate va fi importantă în viața dumneavoastră de acum înainte. Veți face o călătorie, poate fizică, mentală, aveți nevoie de o pauză, să vă luați o pauză, de o odihnă, de un concediu și vă doriți să plecați într-o călătorie. Și a zis, și zice aici, a zis, aici curcubeu îmi spune că ce a fost mai dificil în această situație în care vă aflați a trecut și va ieși curcubeul în viața dumneavoastră, va ieși lumina, a ieșit de nou acest lucru, vedeți? Cartea lumii care îmi spune că poate în acea călătorie sau îndepărtare, peste hotare sau unde doriți să mergeți, va ieși curcubeu în viața noastră, care e lumea, adică victorie, succes, reușită. Și aici a ieșit de a doua oară curcubeul. Ce a fost mai dificil în viața ta a trecut, va trece, se va termina. Dragii mei, vă îmbrățișez și eu vă aștept data viitoare. Vă doresc o săptămână minunată, binecuvântată. Dacă vă doriți, sper că îmi dați un like și vă aștept cu bine data viitoare. Vă doresc o bine din lume. La revedere, numai bine, sănătate, Doamne ajută să fie bine, așa cum v-am spus.